Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Iată-ne vineri, ora 21, așa că răspunde Biblia. Vă mulțumim foarte mult pentru întrebările pe care ni le-ați adresat și săptămâna trecută în live, cu toate că live-ul de săptămâna trecută a fost în așa fel conceput încât să răspundem întrebărilor rămase din urmă. Ne bucurăm că ne-ați scris, le-am notat și în această seară, împreună cu întrebările pe care le veți scrie pe parcursul acestei ore în care ne vom bucura unii de ceilalți. Vom răspunde atât întrebărilor rămase de atunci cât și celor care le veți adresa în această seară. Dați un share emisiunii noastre să ajungă în cât mai multe case și, bineînțeles, scrieți-ne, salutați-ne, pentru că în această seară vom răspunde în direct. Se spune că era o familie care în miez de noapte s-a trezit din cauza alarmei de fum. Imediat cei doi părinți și-au dat seama că locuința lor este cuprinsă de flăcări, așa că mama a alergat către ieșire, iar tatăl s-a dus în dormitorul celor doi copii să-i salveze. Era undeva pe scări, când la jumătatea drumului avea unul din băieței în brațe de un an și ceva și cel băiețel de 4 ani îl ținea de mână, când cel micuț și-a dat seama că a uitat în cameră jucăria preferată. S-a zmucit din mâna tatălui și a fugit înapoi în cameră să își recupereze ursulețul. Tatăl, stresat și cuprins de teamă din cauza flăcărilor ce înghițeau încet încet casa, nu și-a dat seama, nu a simțit că băiețelul i-a scăpat din mână. De-abia când a ajuns afară și-a dat seama că băiețelul cel mare nu mai era alături de el. A vrut să se întoarcă, dar nu a mai putut. Flăcările erau prezente peste tot la parterul casei, nu mai putea urca la etaj după băiețel. Cuprinsă de flăcări casa și prin fumul negru, băiețelul s-a dus la geam și a țipat la tatăl său: "Tati, te rog, vino, ajută-mă!" În acel moment, tatăl i-a zis: "Andy, sari, eu te voi prinde!" Băiețelul, foarte speriat, prin fumul negru, i-a zis tatălui său: "Tati, dar nu văd nimic, nu te văd unde ești!" Și atunci tatăl i-a zis: "Ai încredere în mine, fiule, sari, eu te văd, te voi prinde!" De multe ori poate vi s-a întâmplat să vă întâlniți cu o situație în care să simțiți că sunteți la marginea prăpastiei. Să nu vă dați seama ce este în jos, să nu vedeți ce este în jos. Și să fiți în cumpănă, să săriți, să nu săriți. Trebuie să aveți această credință că Dumnezeu vă vede, este acolo și vă va prinde. Așadar, când vă întâlniți cu situații limită, încredeți-vă în primul rând în Dumnezeu, pentru că El vă vede și El v-a oferit această promisiune că va fi acolo prezent atunci când aveți nevoie de El. Cornel Dărvășan este alături de mine și în această seară. El va răspunde întrebărilor dumneavoastră din Biblie și nu numai, pentru că avem întrebări destul de interesante din partea dumneavoastră. Așa că, Cornel, este timpul să apari și tu în imagine. Bine ai revenit! Bine te-am găsit, Loredana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Am o bucurie deosebită, în ciuda faptului că în această vineri seară sunt foarte multe oferte spirituale. Vă mulțumesc pentru cei care sunteți cu noi. Sperăm ca ora pe care o petrecem să fie una foarte frumoasă și să găsiți răspunsul la multe întrebări. Cornel, nu întârzi să-ți adresez prima întrebare din partea Didei. Dida se uită la emisiunea noastră cu drag, ne-a dat feedback de mai multe ori și ne scrie foarte multe întrebări, așa că primele două întrebări sunt din partea ei. Este adevărat că boala omului are corespondent în spirit, conform predicilor lui Horst Müller? Ce părere aveți despre asta? Sunt foarte curioasă și eu, să știți. Zice cuvântul lui Dumnezeu: o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Este clar că este o corespondență directă între starea de spirit și starea trupului nostru. Cunoaștem cu toții cazuri în care s-a greșit diagnosticul la unii bolnavi, li s-a spus că au cancer, deși nu aveau, și la alții s-a spus că sunt sănătoși, deși aveau cancer. Și oamenii aceștia au fost atât de entuziasmați, cei care ziceau că sunt sănătoși, încât au ieșit sănătoși și au trăit. E greu să păcălești uneori spiritul și să te bucuri când ai cancer, e foarte greu, dar un optimism și puterea de a merge înainte și credința te ajută foarte mult ca să depășești multe obstacole.
Uneori se întâmplă, alteori nu se întâmplă. Doctorul Horst Müller este un cercetător care de ani de zile lucrează cu sufletele oamenilor și nu doresc să-l contrazic. Nici nu doresc să iau ca o litră de lege toate diagnosticele. Ai răcit, ești cu nasul înfundat, înseamnă că ai probleme cu părinții. Nu cred că putem merge în felul ăsta. Dar un adevăr mare este acolo. Am descoperit de mai multă vreme un pastor, chiar îl căutam înainte de emisiune, dar nu l-am reușit chiar acum, poate că într-o ocazie viitoare o să-l reușesc, să-l găsesc. Un pastor american care, el spune că se roagă pentru bolnavi și bolnavii sunt vindecați. Și povestește-l odată că a venit cineva care nu mai vedea cu un ochi. Și l-a întrebat, ce faci cu ochiul ăla cu care nu vezi? Te uiți la prostii, te uiți la prostii pe internet. Și ăsta zice, da, e adevărat, nu te mai uita, mă rog pentru tine și Dumnezeu te vindecă. Și așa mai departe. Și că sugera el că orice boală și orice situație este generată de o anumită tară sau un anumit comportament pe care noi îl avem. De aceea este bine să păstrăm spiritul optimist și o inimă veselă, un bun leac, Duhul mâhnit, usucă oasele. Intrăm în depresie, intrăm în necazuri și așa mai departe. Tot din partea Didei, așa cum ți-a spus, și-a dat a doua întrebare. Cum de-a știut Ioan Botezătorul să înceapă botezul cu apă, ținând cont că până la el se tăiau împrejur? Cum de-a convins? Prin ce argument din prorocii vechi? Nu era o noutate totuși stropirea cu apă. În cartea prorocului Ezechiel se spunea, vă voi stropi cu apă curată, voi pune un duc nou în voi, voi scoate inima de carne, voi scoate inima de piatră, voi pune inima de carne în trupul vostru. Deci erau elemente ale spălărilor. Evreii se spălau foarte des pe mâini, spre exemplu. Erau porunci în legea lui Moise, ce să faci, să speli trupul în apă și așa mai departe. E bine, de la aceste spălări fizice, Ioan Botezătorul primește, cred, în mod tainic în sufletul lui o poruncă de la Dumnezeu care îi spune, te duci și botezi pe oameni, scufunzi pentru iertarea păcatelor. Exista pe vremea lui Ioan și o comunitate eseniană la Qumran. Se spune că qumranienii, esenienii, făceau aceste spălări ritualice, băi ritualice, intrau în bazine ca să se curățească și așa mai departe. Nu cred că Ioan Botezătorul a preluat botezul de la comunitatea eseniană de la Qumran, ci cred că Ioan Botezătorul a început să boteze pentru că așa i-a spus Dumnezeu. Nu avem un text biblic, ci doar faptul că în pustia iudeii Ioan zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și apoi Matei capitolul 3, versetul 4, Ioan purta o haină de păr de cămil, la mijloc era încins cu un râu de curea, el se hrănea cu lăcuste de mire sălbatică, locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Asta ne spune Biblia, asta spune și noi. O secundă că încerc din live să iau o întrebare. Mântuitorul Aurel ne-a scris, Mântuitorul a zis odată celor din vremea lui, împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce a vrut să zică Domnul Iisus aici și ce este împărăția lui Dumnezeu? Da, Domnul Hristos voia să își facă cunoscută prezența, pentru că esența împărăției lui Dumnezeu este însuși Fiul lui Dumnezeu, care propune o etică a împărăției, el este împlinirea profețiilor Vechiului Testament. Este aici împărăția lui Dumnezeu, este cu voi. Eu sunt cel care reprezint împărăția lui Dumnezeu. Vă spun despre o nouă etică, vă spun despre noi orânduiri pe care Dumnezeu vrea să le trăim în împărăția sa. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Este acel teritoriu pe care Dumnezeu și-l pretinde și l-a, nu știu dacă folosesc corect cuvântul, sau mai bine să folosesc altfel, pe care Dumnezeu și îl alocă ca fiind al său și nu ține de geografie, ci ține de sufletul omului. Când un om dorește să intre în împărăția lui Dumnezeu, el poate să facă lucrul acesta prin credință. De aceea împărăția lui Dumnezeu este un teritoriu marcat de credința acestor oameni care își doresc să fie copii al lui Dumnezeu, nu din sânge, nu din voia firilor născuți din Dumnezeu, printr-o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt, care înseamnă nașterea din nou. Și când te naști din nou, te naști în împărăția lui Dumnezeu. Marin ne-a scris o întrebare de acum o săptămână. Cum adică Dumnezeu face un legământ cu greșeli?
sau legătura Vechiului Testament, legământul din Vechiul Testament este un legământ bazat pe simboluri care niciodată nu putea nici să-l ierte pe păcătos, nici să facă expierea păcatului, dar îndreaptă pe păcătos care urma să vină. Este vorba despre legământul Vechiului Testament, da. Pentru că evreii au spus, vom face tot ce a zis Domnul când Dumnezeu a rostit legea. Dumnezeu a ales o modalitate prin care poporul lui Dumnezeu să privească înainte spre mielul care va veni, spre Fiul lui Dumnezeu care avea să fie dat ca jertfă. Ei bine, acest legământ a fost, cum spuneam și cu altă ocazie, cu cusur. Ce înseamnă cusur? Înseamnă cu o problemă. Problema n-a fost la Dumnezeu, Dumnezeu nu face lucruri imperfecte, ci problema a fost la om. Marele preot trebuia să-și ceară iertare întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Ei bine, Domnul Hristos este creatorul legământului celui nou, care este marele nostru preot, el nu mai trebuie să-și ceară iertare pentru păcatele sale, legământul său pe care l-a făcut cu omul este perfect, pentru că el este și mare preot și mediator între noi și Dumnezeu. De aceea, nu la Dumnezeu a fost problema, ci la noi a fost problema, pentru că noi suntem oameni păcătoși, dar acest sistem ritualic al Vechiului Testament nu făcea altceva decât să arate spre Mesia care va veni și care va fi împlinirea tuturor jertfelor din Vechiul Testament. Vasile ne întreabă în live în această seară, este corect să cred că Hristos este singurul Fiu al lui Dumnezeu și este născut din Tatăl Creatorul? Hristos este născut din Tatăl Creatorul în sensul că Iisus se naște din Fecioara Maria pentru a noastră mântuire cu aprobarea Tatălui, care aprobare este cândva în veșnicii. Dar ca să înțelegi că Iisus este născut din Tatăl, în sensul că din Tatăl are loc cândva în veșnicii o emanație care poate să îmbrace postura de fiu, nu cred că este bine să înțelegem în felul acesta, pentru simplu fapt că în Isaia capitolul 9, versetul 6 se spune despre Domnul Iisus Hristos, îl vor numi Dumnezeu tare, Domn al păcii, Părintele veșniciilor. După ce spune, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor. Iisus este numit Părintele veșniciilor, adică Iisus este înainte de timp. Nu este subordonat timpului, ci este creatorul timpului. Este din Dumnezeu adevărat. Asta înseamnă că la început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. La început era cu Dumnezeu. Nu este vorba despre o apariție în veșnicie a lui Iisus, ci este vorba despre eternitatea care îl ține pe Iisus, în sensul că Iisus este creatorul eternității. Iisus nu apare în timp, altfel n-ar fi fost numit Părintele veșnicilor, ci ar fi fost subordonat timpului, dar Iisus nu este subordonat timpului. Am un prieten în Anglia, Victor, și aveam cu el o discuție la un moment dat și chiar m-a rugat personal să te întreb un lucru. De ce se întâmplă ca momentele grele din viață să pară că trec foarte, foarte greu și momentele fericite par să treacă așa, într-o secundă? Mi-aduc aminte de o poezie pe care o spune cineva. Un lung tren ne pare viața, ne trezim în el mergând, fără ca să ne dăm seama unde ne-am suit și când. Și aceeași idee o spune poetul. Fericirile sunt halte unde stăm câte un minut până ca să ne dăm seama, sună, vine, a trecut. Iar necazurile sunt de multe ori... Pentru că noi percepem subiectiv, Loredana, timpul. Atunci când ne simțim bine, când lucrurile merg bine, ni se pare că trece foarte repede, dar doar ni se pare, este același timp. Când vine necazul, avem impresia că cam poveste. Un minut e ca o zi, o zi este ca un an, un an este ca 100 de ani. Cam așa ne se pare. Această percepție a timpului ne dovedește faptul că noi oamenii suntem subiectivi în a percepe realitatea. Vă dau un exemplu. Ai în partea stângă un vas cu apă fierbinte, ai în partea dreaptă un vas cu apă rece și la mijloc ai un vas cu apă călduță. Dacă pui mâna stângă în apă fierbinte, mâna dreaptă în apă rece și le pui pe amândouă în apă călduță, ce vei observa? Mâna care a fost în apă fierbinte, când o pui în apă călduță, este mai rece. Mâna care a fost în apă rece, când o pui în apă călduță, se bucură, este mai caldă. Exact. E același trup, aceeași coordonare și totuși avem păreri diferite, percepem diferit. De aceea, ceea ce rămâne în picioare este cuvântul lui Dumnezeu dincolo de percepția noastră și dincolo de
mintea noastră limitată, noi nu ne putem da cu părerea în legătură cu ce e păcat și nu e păcat. Noi trebuie să vedem la Biblie ce este păcat și nu este păcat. Noi nu ne putem da cu părerea că mai este mult timp, nu mai este mult timp. Noi trebuie să vedem că timpul este pe sfârșit și Dumnezeu spune, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea trebuie să subordonăm simțurile noastre și percepția noastră cuvântului lui Dumnezeu. Mimi ne întreabă în această seară, este Iisus Hristos Dumnezeu? Este o întrebare foarte bună, vă mulțumim. Și dacă doriți ca mulți dintre dragii noștri prieteni să poată să urmărească ceea ce spunem, vă rugăm și pe noi să distribuiți emisiunea noastră, unii dintre noastre deja ați făcut-o. Vă mulțumim celor care ați făcut-o și vă mulțumim celor care distribuiți. Și să știi că te întrerup puțin și Florin întreabă, Iisus este Dumnezeu unic sau mai mulți Dumnezei? Deci cumva se leagă și poate răspunzi... Mimi? Mimi întreabă dacă Iisus Hristos este Dumnezeu și mai sus puțin este Florin care întreabă, Iisus este Dumnezeu unic sau mai mulți Dumnezei? Da. Mimi mai spune, cine este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt? Una sunt sau mai mulți? Exact. Dragă Mimi, dragi trestatori, dragă Florin, da? Mulțumim că sunteți cu noi. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre Dumnezeu ca pluralitate. Deși El este unic și singurul Dumnezeu, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. În cuvântul lui Dumnezeu întâlnim pe Dumnezeu ca o pluralitate. Dumnezeu spune să facem om după chipul nostru și asemănarea noastră. Este folosit pluralul. De fapt, putem argumenta că Dumnezeu este o pluralitate și din punct de vedere logic. Și vreau să mă urmăriți foarte atent în seara aceasta. Dumnezeu este dragoste, este cea mai titrată definiție despre Dumnezeu. Dar dacă ar fi să întreb, ce fel de dragoste este Dumnezeu? Dumnezeu este dragoste desăvârșită sau Dumnezeu este dragoste nedesăvârșită? Ce am răspunde la întrebarea aceasta? Bineînțeles că am răspunde, Dumnezeu este dragoste desăvârșită. Întrebare. De când este Dumnezeu dragoste desăvârșită? Doar de la un moment dat în istorie, în timp, sau din totdeauna este Dumnezeu dragoste desăvârșită? Din totdeauna Dumnezeu este dragoste desăvârșită. Și acum, ultima întrebare. Poate să existe dragoste desăvârșită în singularitate sau doar într-o relație? Noi credem că dragostea desăvârșită poate să existe doar într-o relație. Și nu mai ai nevoie de originatorul dragostei, ai nevoie de un obiect al dragostei și ai nevoie de canal de transmitere al acestei virtuți către obiectul dragostei. De aceea noi credem în Tatăl ca originatorul dragostei, Fiul ca obiectul dragostei și Duhul Sfânt ca un canal de transmitere al dragostei lui Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt noțiuni pe care nu le-am inventat noi. Biserica le-a descoperit, biserica creștină le-a dogmatizat, să zicem, abia mai târziu, când au înțeles mulți dintre ei ce înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Evanghelia după Ioan este cea care vorbește poate cel mai frumos despre această relație între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Domnul Hristos spune, tot ce are Tatăl este al meu, iar eu vă voi trimite pe Duhul Sfânt, un alt mângâietor, alt înseamnă cineva de aceeași substanță ca mine, care va rămâne cu voi în veac. Duhul adevărului. El vă va descoperi tot adevărul. Dacă Iisus Hristos poate să descopere tot adevărul, Duhul Sfânt poate să descopere tot adevărul, înseamnă că dacă Iisus Hristos este infinit, Tatăl este infinit, Duhul Sfânt este infinit, numai cineva infinit poate să descopere pe cineva infinit în modul cel mai plenar. Cineva limitat și finit, doar o forță activă a lui Dumnezeu, nu poate să îl descopere pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul în mod plenar. De aceea noi credem în această logică a credinței, pluralitate în singularitate. Dumnezeu este una în spirit, în acțiune, în gând, întotdeauna Tatăl îl înalță pe Fiul și pe Duhul Sfânt, întotdeauna Fiul îl înalță pe Tatăl și pe Duhul Sfânt, întotdeauna Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și face ce zice Fiul să facă. Așa înțelegem Sfânta Scriptură. Vasile ne scrie următoarea întrebare. A murit pe cruce cel care nu era subordonat timpului sau nu a murit? Mulțumesc, Vasile.
care parte din Dumnezeirea lui Hristos a murit sau n-a murit, este o problemă foarte sensibilă. Iisus Hristos a fost 100% om și 100% Dumnezeu. Prin întruparea lui Iisus Hristos, El a ales să-și lege destinul de omenire pentru toată veșnicia. Taina aceasta a chenozei, a golirei, a golirii Fiului lui Dumnezeu, de dumnezeire și a întrupării într-un trup al unui bebeluș neajutorat cu pielea trandafirie, este provocarea lui Dumnezeu pentru puterile întunericului. Nu pot să înțeleg, nici eu astăzi și nimeni nu poate să înțeleagă, care este natura Domnului Iisus Hristos în mod real. Noi asta știm, că este 100% om și 100% Dumnezeu. Pe de altă parte, noi știm că Dumnezeu nu putea să moară, că Dumnezeul veșnic nu poate să moară. Pe de altă parte, știm că Iisus a murit. Vine întrebarea filozofilor care caut un nod în papură și care zic ce s-a întâmplat cu dumnezeirea lui Iisus Hristos în timp ce omul Hristos a murit. Ne încurcăm în știință. Nu știm cum sunt cele două naturi. Există tot felul de erezii. De exemplu, una se numește monofizismul în istorie, în care se spune că natura umană a lui Iisus a fost absorbită de natura divină a lui Iisus, așa cum o picătură de cerneală este absorbită în mare. Și tot felul de interpretări de genul acesta. Noi nu suntem chemați ca să știm cu exactitate tainele lui Dumnezeu și cum s-a produs în singurare, în dumnezeire. Episcopul Ryle, un mare comentator creștin, spune că când Iisus Hristos zice Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, că această frază, citată din Psalmul 22, este cea mai grea de înțeles frază din toată Biblia. Dumnezeu părăsit de Dumnezeu. Adică, unele lucruri trebuie să le acceptăm ca atare și nu putem să știm cu exactitate natura Dumnezeirii lui Iisus Hristos. Cum s-a întâmplat? Credem că Iisus a murit, credem că în mormânt El s-a odihnit și credem că Iisus a înviat. Ce s-a întâmplat între aceste lucruri? Care parte a murit? Dacă veghea dumnezeirea lui Iisus în mormânt lângă trupul lui Iisus, dacă dumnezeirea lui Iisus putea să fie despărțită de trupul lui Iisus sau nu, sunt lucruri în care nu intrăm pentru că ne depășesc, cel puțin pe mine. Am onestitatea să spun lucrul acesta. Cristi te întreabă, ce spune Biblia despre starea morților? Dragă Cristi, aceasta este o problemă destul de complicată. Pentru că o lume întreagă se gândește că sufletul nu moare și că se duce la Dumnezeu sau se duce, unii zic, trece vămi, unii spun că sufletul se uită la tine, când te operezi, gata să mori, se ridică sufletul, se uită la doctor și așa mai departe. Biblia, în majoritatea textelor ei, vorbește despre faptul că omul este creatura lui Dumnezeu formată din două entități. Suflare de viață de la Dumnezeu și țărâna pământului. Astfel, omul a devenit un suflet viu. Geneza, capitolul 2, versetul 7. În momentul în care omul moare, țărâna se întoarce în țărână, iar suflarea de viață se întoarce la Dumnezeu care a dat-o, sufletul viu încetează să existe. Este adevărat că există anumite expresii în Vechiul Testament sau în Noul Testament, unde se zice, Doamne, fă să se întoarcă sufletul copilului la el. Sau, nu vă tulburați că sufletul lui este în el. Noi credem că aceste expresii vorbesc despre viața însăși. Să mai aibă viață copilul acesta. Nu că ar fi o parte descarnată de trup care să fie conștientă. Din toate studiile pe care le-am făcut în întreg problema aceasta, din toți specialiștii pe care i-am consultat, am stat de vorbă cu doctori care au scos oameni din moarte clinică. Toate aceste manifestări în care se ridică omul din trup, se uită la el în timp ce este operat de medici și așa mai departe, este posibil să fie produse ale imaginației afectate de anestezie, de anumite substanțe halucinogene, care sunt droguri de fapt, fie urmarea unui curs al așteptărilor. Păi dacă eu cred că după moarte mă ridic din trup și mă uit la toți ceilalți care rămân, în momentul în care mă operez și am substanțele halucinogene, exact așa o să mi se pare în mod real că se întâmplă. Poate ajung și prin iad și acolo ajung să povestesc niște experiențe și mă întorc în trup și așa mai departe. Și
scriu o carte sau o povestesc pe YouTube și am milioane de vizualizări, că uite cum am fost în iad și așa mai departe. Noi credem însă că așa cum Domnul Hristos s-a dus la mormântul lui Lazar și a spus: Lazare, vino afară, Lazar era în mormânt, nu era undeva la colțul casei sau nu era undeva în rai ca să fie chemat înapoi în mormânt. Noi credem că așa cum Petru a ridicat-o pe Tabita din moarte și a zis: Tabito, scoală-te, credem că această chemare a învierii este ca și când omul doarme un somn inconștient fără vise, din care Dumnezeu, prin puterea lui, îl înviază. Așadar, noi credem într-o viață după moarte, în sensul că atunci când vine Domnul Hristos, El ne înviază și ne dă viața veșnică, dar nu credem într-o viață în moarte. Adică, cum mi s-a întâmplat mie la moartea unui profesor, să spună slujitorului Dumnezeu: stimați frați creștini, Valentin a murit. El este printre noi, vine să vadă cine a venit la mormântare. Adică mă gândeam, rămăsese de el o soție disperată, o fetiță de câteva luni, eu să fiu mort și să vin pe la mormântare, să văd, dar n-am cine a venit la mormântare, normal. Adică, da, nu știu, ar fi crud Dumnezeu să poți să vezi copiii suferind și tu să nu poți să le spui, dar le știți, nu mai plângeți, tata e bine, e în cer, e cu Domnul și așa mai departe. De aceea noi credem, conform Sfintelor Scripturi, că de la moarte la înviere nu trece decât o fracțiune de secundă pentru omul care a murit. Pentru noi, cei care rămânem în viață, este mai greu, trec una, două, trei secunde, dar pentru Abel, neprihănitul Abel, care a închis ochii sub băta lui Cain, până la venirea Domnului Hristos, nu trece decât o clipă, pentru că el intră în netimp până când vine Domnul Hristos. Este ca și când un om are un accident de mașină, în timp ce el pune o întrebare, s-a întâmplat lucrul acesta, am citit o istorie interesantă, cineva a pus întrebarea: cât e ceasul? Și în momentul în care a întrebat cât e ceasul, a avut loc coliziunea. Omul a stat 2 săptămâni în comă și primele lucruri pe care le-a spus după ce a ieșit din comă au fost 7:05. Pentru că acest timp practic n-a existat în mintea lui. Ei, cam așa se întâmplă în moarte și în viere. Când Dumnezeu ne va aduce, ne vom trezi cu gândurile cu care am murit. O întrebare foarte interesantă din partea lui Aurel, a doua din această seară. În Matei, capitolul 18, versetele 8 și 9, Iisus a zis că dacă ochiul tău, mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, leapă-le de la tine, căci este mai bine să înduri ciung în viață decât să le ai și să arzi în ghenă. Cum trebuie luate aceste cuvinte ale Mântuitorului? Că socotesc că la cât de păcătos este omul, ar trebui să cam fim toți ciungi. Da. Aurel, ai spus că întrebi? Da, Aurel. Aurel, mulțumesc pentru întrebare. E dramatic episodul ăsta, este foarte greu de înțeles, în sensul că mulți teologi se apleacă asupra lui și zic: Domnule, e vorbire figurată. Și probabil că așa este, este o vorbire figurată, dar Domnul Hristos este atât de intransigent încât îți spune cât de prețioasă este viața veșnică. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l. Eu aș traduce în limbajul secolului 21 în felul următor. Am un prieten care mi-a spus, mă suna din când în când, era din Deva, mi-e dor de el, nu m-a mai sunat de vreo 5 ani, probabil că mi-a pierdut și numărul de telefon. M-a sunat și îmi spunea: domnule Cornel, am și eu internet, în sfârșit vă pot asculta predici, multe, multe, vă pot asculta, sunt așa de bucuros. Peste 3 luni mă sună: domnule Cornel, am o problemă. Ce? Am tăiat internetul. De ce asta e internetul, zic eu, la care el zice: nu mă pot aține, mă uit la prostii. Și ca să nu mă uit, am tăiat internetul. Taie-l, scoate-l. Mai bine să intri în viață. Elimini ispita. Dacă nu știi și nu poți să te abții, mai bine să intri în viață fără anumite chestii decât să pierzi odată cu ele. Dar știi, sunt oameni care au hotărât să-și mutileze trupul ca să intre în cer. Sunt unii care și-au tăiat din deget, s-au tăiat din mână, alții și-au tăiat alte mădulare, ca să fie sigur că nu păcătuiesc. Dumnezeu va judeca intențiile și motivațiile fiecăruia. Mi-aduc aminte de un film despre care am mai povestit, care a luat un premiu Oscar pentru interpretare, 150 de minute sau ceva de genul ăsta, se numește 100, nu mai știu câte minute. S-a întâmplat că un excursionist s-a dus în canion și ce s-a întâmplat acolo? I-a prins stânca o mână, a stat acolo foarte multe zile până când s-a hotărât să
își taie mâna și a plecat cu ciotul și a fost salvat. Deci dacă ești într-o situație de genul ăsta, și afrânt mâna pe la radiu și pe la ulnă, și afrânt și a tăiat cu un cuțit, era să leșine, mă rog, a rezistat și lucrul ăsta l-a salvat. Dacă e nevoie, uneori trebuie să faci gesturi extreme. De aceea ne rugăm Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm ceea ce trebuie să facem, dar cu orice preț, zice Domnul Hristos, prindeți cerul, că este important. Cornel, spune-mi câteva întrebări pe care le-am scris astăzi pe pagina noastră de Facebook. Aș vrea să le răspundem, că poate unii dintre cei care ne privesc sunt curioși. Ce înseamnă sărac în duh? Sărac în duh înseamnă atunci când tu recunoști că ai nevoie de mai mult din Duhul lui Dumnezeu. Tu nu te dai mare că știi, ci tu ești sărac și fericit de cei săraci în duh, că celor este împărăția celor, cei care sunt însetați după a cunoaște din Duhul lui Dumnezeu, cei care cunosc puțin din Scriptură și care doresc să cunoască mai mult, nu înseamnă a fi nebun. A, e sărac cu Duhul ăsta, nu ăsta înseamnă, ci înseamnă a tânji după Duhul lui Dumnezeu mai mult. Tu ești sărac, tu știi că ai sărăcie în tine, Duhul lui Dumnezeu nu ai cu El o relație foarte apropiată, de aceea ești sărac și tânjești după El. Fericit de cei care tânjesc. Elena întreabă în live, explicați îndreptățirea prin credință atribuită și împărtășită. Îndreptățirea prin credință atribuită este Efeseni capitolul 2, versetul 4, căci prin har suntem mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, să nu se laude nimeni. Dumnezeu, printr-o singură hotărâre de iertare, a dat această hotărâre tuturor oamenilor, ia să vedem dacă am zis bine, Efeseni capitolul 2, cu versetul 8, iertați-mă, nu-i 4, cu versetul 8, de aceea m-am corectat. Aceasta este neprihănirea atribuită tuturor oamenilor, dar împărtășită este doar a celor care primesc această hotărâre de iertare pe care Dumnezeu le-a dat-o. Adică ne rugăm Dumnezeu ca să nu fie doar atribuită tuturor oamenilor, ci să fie și împărtășită de mine și de tine și de toți cei care ne privesc. Ok, încă o întrebare din postarea de astăzi de pe Facebook. În Biblie, ca imagine de ansamblu, apare poporul lui Dumnezeu până la cruce și poporul lui Dumnezeu după cruce. Ce presupune închinarea poporului în cele două cazuri? Închinarea poporului în cele două cazuri presupune jertfele înainte de cruce, ziua de închinare înainte de cruce, iar după cruce, Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Rămânem cu Dumnezeu într-o zi a închinării, ziua 7-a săptămânii, în care ne închinăm lui Dumnezeu, nu pentru că este mântuitoare această zi, noi știm că Hristos este cel care mântuiește, nu ziua te mântuiește, dar dorim ca să ne închinăm lui Dumnezeu așa cum stă scris. Iar în Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6, se spune: și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă cui? Celor ce a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor, Creatorului. Această închinați-vă, această poruncă pe care Dumnezeu o dă oamenilor înainte de revenirea Domnului Hristos, pentru că după cele trei soli îngerești în Apocalipsa 14 urmează secerișul pământului, este un citat din porunca a patra decalogului care vorbește despre închinare și care spune că în șase zile a făcut Domnul cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Adică această închinare respectă și porunca a patra decalogului. Noi ne închinăm în Noul Testament, la fel ca și în Vechiul Testament, fără chipuri cioplite, fără intermediar între noi și Dumnezeu, fără statui, fără imagini, ne închinăm lui Dumnezeu în duh și adevăr. Din partea Andrei, Iacov, capitolul 5, versetele 14 și 15. O să vreau să le citești pentru că ea întreabă aici, se mai practică și în zilele noastre acest obicei. Da, vreau să fac o mică rectificare. Am spus despre acel film cu băiatul care și-a tăiat mâna, se numește 127 de ore. Laurenția a scris pe... 127 scris de ore. Merită văzut, te trece prin toate esterele posibile, a câștigat un Oscar, actorul principal, să vezi cum reușește să scape de sub stâncă, efectiv lepădându-și acolo mâna pe care îți face pielea de găină. Iacov. Deci Iacov, capitolul 5,
versetele 14 și 15 și citesc întreaga întrebare până când găsești tu. Se mai practică și în zilele noastre acest obicei? De ce dacă unui pastor sau prezbiterii se cere să vină și să facă ungerea, spune că nu vrea, că nu o merită, când acea persoană e foarte bolnavă și nu a reușit să se boteze sau să-i fie iertate păcatele? Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un delen în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Și Domnul va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Este o practică în biserica creștină, mai toate bisericile creștine se întâmplă lucrul acesta. E adevărat că uneori se prea bagatelizează această practică. Este ceva frumos, este o punere deoparte cu un de lemn sfințit prin rugăciune a omului care se consacră. Ai o discuție cu omul respectiv, își mărturisește păcatele, tu, ca slujitor al lui Dumnezeu, îți mărturisești tu păcatele, să fii în regulă cu Dumnezeu. Are loc o ungere simbolică cu vârful degetului, poate pe frunte, după care rugăciunea de consacrare, de predare, și uneori bolnavii se vindecă, alteori nu se vindecă, dar zice că rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Adică mai prețios decât vindecarea trupului este vindecarea sufletului. Și Dumnezeu promite iertarea păcatelor în momentul în care un om se consacră în felul acesta. Unii slujitori lui Dumnezeu refuză să facă asta pentru că ei nu se simt vrednici și nu se simt pregătiți. De aceea vă rog să aveți îngăduință cu ei și să chemați, pentru că sunt oameni care fac această îndelnicire, și să îi chemați cu credință că oamenii vor veni. Loredana ne-a scris o întrebare din partea lui Nelu. În istorie, doar de la mișcarea adventă s-a descoperit sabatul? Nu. Sabatul a fost din totdeauna, de la creație, dar Biserica Adventistă ziua 7-a, care în mod oficial a apărut în anul 1863, a adoptat închinerea de sabat în contextul primirii acestei solii din partea baptiștilor de ziua 7-a. Noi am primit această solie de la frații baptiști de ziua 7-a și am inclus această zi de închinare în platforma noastră de credință. Așadar, nu suntem noi descoperitorii sabatului, ci au fost alții înaintea noastră. Noi ne bucurăm că am ajuns la concluziile biblice în legătură cu această problemă, dar nu vrem să ne batem cu cărmina în piept că noi suntem cineva, că am descoperit ceva. Noi nu. Noi am redescoperit multe adevăruri uitate în timp și de la unii am luat una, de la alții am luat alta și credem că ne apropiem cel mai mult de ceea ce Dumnezeu dorește în Sfânta Scriptură. Cristi te întreabă următorul lucru. De unde a venit Isus? Isus a venit din veșnicie și în marele plan al lui Dumnezeu, planul B, pentru că omul a căzut în păcat și omul merita să moară, în marele plan al lui Dumnezeu, planul B, cândva în veșnicii, Iisus s-a oferit pe sine ca să se dea jertfă în locul omului, în eventualitatea că omul ar fi căzut în păcat. De acolo a venit Iisus, din veșnicie, s-a întrupat în Fecioara Maria, prin acordul ei, de aceea această minune a naturii divino-umane este una pe care o acceptăm și o credem. O întrebare chiar acum mi-a venit în cap în timp ce spuneai. Adam și Eva au păcătuit și plata păcatului este moartea. Dacă Dumnezeu este iertător și este bun, de ce nu i-a iertat? Adică să nu mai izgonească din Eden. Foarte bună întrebarea. Aș vrea să anunț pe dragii noștri prieteni că mâine dimineață de la ora 11 deschid o nouă serie de prezentări biblice sub genericul Întrebări înainte de miezul nopții. Și este foarte fascinant și paradoxal că prima întrebare în cuvântul lui Dumnezeu pune diavolul. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomenii în grădină? Aceasta este predica de mâine cu titlul Adevăr sau provocare? Diavolul provoacă pe om și omul este zvonit din paradis. Nu putea Dumnezeu să-l ierte, nu? Dumnezeu l-a iertat pe om, omul a plecat mântuit din grădina Edenului, nu a plecat pierdut, pentru că în locul omului au murit niște animale. În Geneza capitolul 3, versetul 20 spune că Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine din piele și a îmbrăcat cu ele. Doar că s-a întâmplat ceva.
Noi nu înțelegem un lucru semnificativ. Noi, după păcătuire, indiferent ce păcat am face, nu mai putem fi ca înainte de păcătuire. Păi nu ne șterge el păcatul? Ascultă-mă puțin. Din punct de vedere al iertării lui Dumnezeu, noi putem fi ca înainte, dar din punct de vedere al consecințelor păcatului în mintea noastră, neuronii noștri, în natura noastră, nu mai putem fi ca înainte. Imaginează-ți un lucru. Adam nu a fost cu Eva când Eva a mâncat prima dată din fruct. Adam a venit lângă ea și a văzut-o. Femeia a dat și bărbatului care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el, dar în mintea lui Adam s-a produs un scurt circuit și anume Eva a fost sedusă, ademenită, momită, însă Adam s-a gândit în felul următor. Eva a mâncat din fruct, trebuie să moară. Eu nu pot să-mi imaginez veșnicia fără Eva. Așa că decât veșnicia fără Eva, mai bine moartea împreună cu ea. A iubit-o atât de mult încât a preferat să piardă pe Dumnezeu și veșnicia din dragoste pentru ea. Dumnezeu nu i-ar fi făcut o altă Eva? Ascultă-mă puțin. Omul s-a ascuns. Okay. După ce a mâncat din fruct și Dumnezeu îl întreabă pe Adam: Adame, unde ești? Peste două săptămâni la programul acela vom vorbi despre întrebarea unde ești. Okay. Iar acest Adam, care a iubit-o atât de mult pe Eva încât a vrut să piardă veșnicia pentru ea, în câteva minute sau zeci de minute s-a stricat atât de mult în natura lui prin păcat, încât în loc să spună: da, Doamne, am păcătuit, am mâncat, o scoate pe ea la interval ca fiind principala vinovată. Femeia pe care mi-ai dat-o. Ai înțeles ideea? Cât s-a stricat natura umană prin a păcătui. Și lucrul ăsta a fost ireversibil din punct de vedere al naturii noastre. Și de atunci până astăzi suntem atât de perfizi și imaginăm niște scenarii. Uneori ne mirăm și noi de răutatea pe care o avem și de ceea ce ne se întâmplă în viața noastră. De aceea, nu că Dumnezeu nu i-ar fi putut ierta și nu i-ar fi putut trage două la fund, așa cum zicea mie un prieten: băi, când spui copilului tău nu te duce la sobă că e cald, ci copilul se duce și pune mâna pe sobă și dai două la fund și zici: băi, nu te mai duce acolo, și nu se mai duce, gata. Nu putea să facă Dumnezeu așa cu Adam? Ba da, putea, numai că Adam nu este un bebeluș prostănac, ci este un om creat după chipul și asemenea lui Dumnezeu, cu deplinătatea facultăților mentale, iar în momentul în care el alege să fie de partea vrăjmașului Dumnezeu, se strică natura lui iremediabil. Aceasta este problema. Adică, știi ce întrebi tu? Ard această haină cu un muc de țigară și se face o gaură. Cu ce detergent ar putea să spăl eu această haină ca să fie ca înainte? Nu se poate. Da. Pentru că anumite procese sunt ireversibile. Păcatul este ireversibil. Cu toate că Dumnezeu iartă, noi ne stricăm în mintea noastră. Fiecare păcat distruge neuroni. Dumnezeu să aibă milă de noi. Și aș vrea să-mi răspunzi la întrebarea asta. Dacă Adam ar fi ales în acel moment să nu mănânce din fruct și să o lase pe Eva să moară, Dumnezeu mi-ar fi oferit o altă Eva? Intrăm pe terenul speculațiilor. E foarte greu de răspuns la chestia asta. Probabil că Dumnezeu ar fi avut soluții. Dar e foarte greu de anticipat ce ar fi făcut Dumnezeu, cum ar fi omorât-o pe Eva. Și așa tradiția evreiască spune că sunt două creații. Una la început, și pentru că aia voia să nu știu ce să facă, numea Lilit, a venit Eva, a doua creație, care l-a ispitit pe Adam și așa mai departe. Deci sunt o fel de speculații mitologice pe linia aceasta. Putem intra într-un domeniu, dar nu recomand. Am înțeles, ne-a răspuns Aurel, este foarte atent la discuție și a zis că nu crede că Dumnezeu i-ar fi făcut o altă Eva. Și dacă Adam ar fi rămas credincios lui Dumnezeu, crede că Iisus ar fi murit și pentru un singur om, dacă era nevoie. Da. Rahela întreabă următorul lucru. De ce în Vechiul Testament, Deuteronomul 6 cu 13, scrie poporul Israel că pe numele lui Dumnezeu să jure, și Noul Testament, Iisus Hristos, spune să nu jurăm nici pe cer, nici pe pământ? Deuteronomul 6 cu 13 spune să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. Da. Iisus zice să nu jurați nici de cum, pentru că s-a dovedit falimentar această atitudine a oamenilor, chiar dacă jură pe numele Lui Dumnezeu. Eu am o clasă de prieteni care, atunci când vor să mintă cel mai tare, spun așa: martorul este Dumnezeu, că așa s-a întâmplat și așa mai departe, știi? Și pe mine mă ia cu rău și zic: mă, prietene, nu mai băga pe Dumnezeu la mijloc ca să justifici tot minciună.
că tot minciună e, chiar dacă zici tu martorul este Dumnezeu. Era vorba despre niște parfumuri, știi? Și am întrebat, domnule, sunt autentice sau sunt fake? A zis, martorul este Dumnezeu, că sunt originale și așa mai departe. Zic, prietene, băga pe Dumnezeu în chestiile astea. Deci pentru că Dumnezeu a crezut în poporul său și a zis, bă, uite, dacă juri pe Dumnezeu, o să poți să faci niște lucruri. Ei, vine Domnul și zice, gata, s-a încheiat. Nu se mai poate, nu jurați nici de cum, pentru că s-a dovedit cât de falimentară este și juruința aceasta pe Dumnezeu. Aurel, ne-a mai scris încă o întrebare. Ce înseamnă să te rogi în Duh și în adevăr? Am citesc acum o întrebare și de la Anca, zice că e prea mult că suntem perfizi. Eu suntem optimistă, sunt după chipul și însemnarul lui Dumnezeu, deci nu suntem perfizi, pentru că Dumnezeu nu este perfid. Da, mulțumesc, Anca, ești foarte optimistă. E adevărat că suntem făcuți după chipul și însemnarul lui Dumnezeu, numai că suntem deja pe mii de ani de păcat și am ajuns unii dintre noi să nu onorăm statutul de chip și asemănare lui Dumnezeu. Mai spune o dată întrebarea, că ce înseamnă să te rogi în Duh și în adevăr? Ce înseamnă să te rogi în Duh și în adevăr? Înseamnă să te rogi cu inimă curată și să te rogi acelui Dumnezeu care stăpânește universul și care nu este reprezentat de nicio statuie, de nicio imagine, ci este în mintea ta ca fiind Dumnezeul atotputernic. Așa spune Biblia să ne rugăm, în Duh și în adevăr. În Duh înseamnă în Duhul nostru, în mintea noastră, în sufletul nostru, în adevăr înseamnă așa după cum Dumnezeu s-a revelat pe sine, prin Hristos, prin cuvântul său, prin legea sa. Acestea sunt trei definiții ale adevărului. Hristos spune despre sine, Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Hristos spune despre Biblie, despre cuvântul său, în Ioan 17, cu versetul, ia să vedem, Ioan 17, cu versetul 17, simplu, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Domnul Hristos spune în Psalmul 119:142, dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Când eu mă rog în adevăr, înseamnă că mă rog ținând cont de aceste aspecte ale adevărului. Cornel, te rog să-i răspund și lui Ionuț, ce înseamnă păcat de moarte? Păcat de moarte este păcatul de care nu vrei să te lași, care va ajunge la un moment dat să te depărteze de Dumnezeu și să-ți strecoare în mintea ta concluzia că ești atât de păcătos încât Dumnezeu nu te mai poate ierta. Și acesta este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și lui Cristi, te rog să răspunzi, ce este regatul lui Dumnezeu? Regatul lui Dumnezeu înseamnă împărăția lui Dumnezeu, nu înseamnă o anumită biserică, ci împărăția lui Dumnezeu trece peste granițele unor biserici și selectează oameni care în temere de Dumnezeu trăiesc după tot adevărul pe care au posibilitatea să-L cunoască. Liliana este nedumerită. De ce, dacă este un singur Dumnezeu, sunt atâtea confesiuni? Liliana, e foarte grea întrebarea ta. Pentru că noi am inventat foarte multe lucruri și mulți dintre noi am iubit păcatul și pentru că am iubit păcatul, am început să ne justificăm păcatul. Uite, un răspuns pe care l-am eu. Ioan capitolul 3, versetul 19. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Și dacă oamenii iubesc mai mult întunericul, deviază de la lumină și încearcă să justifice faptele lor în întuneric. Așa, am lepădat anumite aspecte ale credinței creștine, care erau foarte importante pentru Dumnezeu, și am intrat în închinări nepotrivite, în atitudini nepotrivite, iar cei care au dorit să se întoarcă la adevăratele valori ale Bibliei, n-au mai găsit loc în acele biserici care s-au depărtat de Dumnezeu. Și s-au adunat într-o credință și un cuget, așa cum au înțeles ei din Sfânta Scriptură. Dar în fond, aceasta este.
egoismul uman, orgoliul de a nu reuși să numești răul rău și binele bine, ci a încerca să spui, nu e nicio problemă asta, nu e nicio problemă păcatul ăsta, nu e nicio problemă. Și atunci hai să găsim cumva argumente ca să justificăm păcatul nostru. De aceea au apărut foarte multe denominațiuni, foarte multe interpretări, însă am o veste bună. Dumnezeu spune în Ioan capitolul 7, versetul 17, următorul lucru. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască. Dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine, zice Domnul Iisus Hristos. Deci dacă vrea cineva să facă voia lui, în ciuda tuturor denominațiunilor, va ajunge să cunoască. Așa zice Dumnezeu. Mai mult decât atât. Ieremia capitolul 29, versetul 13, spune așa. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Așa că Dumnezeu să ne ajute să căutăm cu toată inima și să vrem cu toată inima. O întrebare foarte interesantă din partea lui Vilmos și țin minte că întrebarea asta am mai avut-o din emisiunile trecute. Spune-ne, Cornel, dacă pământul este plat sau rotund. Dragul meu, Biblia spune că înțelepciunea juca pe rotocolul pământului. Pământul este rotund conform Sfintelor Scripturii. Dacă cineva cunoaște Sfânta Scriptură, își dă seama că pământul este rotund. Expresiile, cele patru colțuri ale pământului, stâlpii pământului, sunt expresii poetice, metaforice, care vorbesc despre punctele cardinale, vorbesc despre gravitație, cum Dumnezeu ține pământul, dar este clar, cuvântul Dumnezeu spune că Dumnezeu spânzură pământul pe nimic, nu stă pe patru elefanți uriași, nici pe patru țestoase, ca în mitologii, iar rotocolul pământului înseamnă sferă. Rotocol asta înseamnă sferă. Adică pământul este rotund. Cineva îi explica aici că pământul este plat când stai pe el și din atmosferă este rotund. Te întreabă cineva care, cred că e o pagină, cuvânt spre ridicare. Există om care să nu mai păcătuiască? Așa cum a fost Iisus. Să nu păcătuiască. Aici există o mare dispută teologică. Eu cred că în ultima generație de oameni, în ciuda vicilor și în ciuda unui timp foarte greu, Dumnezeu va ridica o generație de oameni care nu va mai păcătui intenționat. Care vor ajunge la o asemenea legătură cu Dumnezeu încât ei nu vor mai păcătui. De aceea se spune despre ei că în gura lor nu s-a găsit minciună. Dar vreau să spun un lucru. Niciodată oamenii aceia nu vor privi spre sine ca să zică de două săptămâni nu mai am pentru ce să-mi cer iertare. Nu există asta. Da. Întotdeauna omul păcătos, credincios, va privi spre sine cu nimicnicie și va zice, Dumnezeule, Tu ești totul și eu sunt nimic și te rog să primești inima mea așa cum este. Cornel, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Dragi prieteni, să știți că peste anumite întrebări am sărit voit pentru că necesita un răspuns în mai multe minute decât cele pe care le mai avem la dispoziție. Chiar un minut mai avem acum. Cornel, foarte scurt te întreb. Citisem aici o chestiune din partea lui Dănuț. Unde merge sufletul când moare? Într-un minut te rog să ne răspunzi. Nicăieri. Sufletul este ansamblul dintre trup și suflarea de viață. Noi doi în această seară suntem două suflete, suflete vii. Suflarea de viață se întoarce la Dumnezeu care a dat-o, energia aceea de viață, trupul se întoarce în țărână. Practic, sufletul în sine, când omul moare, încetează să existe. Așa este viziunea Bibliei. Îți mulțumesc, Cornel, foarte mult pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și eu pentru că în tumultul de programe v-ați uitat la noi. Vă mulțumim foarte mult, într-adevăr, și că ați fost alături de noi într-un număr mare, dar și pentru că ne-ați scris foarte multe întrebări. Pentru cei care ne-ați scris și nu am reușit să răspundem întrebărilor dumneavoastră, sigur, răspundem săptămâna viitoare, așa că la ora 21, vineri, vă așteptăm, vă dăm întâlnire pe a7tv.ro și pe pagina de Facebook, dar și pe canalul nostru de YouTube, ca să răspundem în continuare întrebărilor pe care ne scrieți. Așadar,
rămâneți pe A7TV, pentru că la ora 22 urmează Narcisa și Alin Ispas cu o discuție foarte interesantă în emisiunea lor Pagini de Lumină. Intrați pe site-ul nostru, vedeți acolo și alte emisiuni pe care le mai avem, urmăriți Negrila și, bineînțeles, dacă sunt emisiuni care vi se par interesante, uitați-vă în arhivă și distribuiți-le pe paginile dumneavoastră de Facebook. Numai bine vă doresc, până vinerea viitoare!